Iată, continuăm treaba și am ajuns și la o problemă, adică eu zic că este o problemă aici. Un nucleu, o colonie din asta mai mică, fără mască. Și ce facem cu ea? Eu când am pus să-i verific azi, e singurul care n-are puiete din stupină și am mai avut unul pe care deja l-am rezolvat. Ea albina caută așa de nebună prin stup când dă căldura. O să vedeți acum, iată, ce împrăștiată e albina aici. Deci albina asta nu are mac. Umblă pe rame, împrăștiat, n-are nicio noimă. În schimb, vecina lui, asta e vecina lui, acum mă gândesc, da, aici o să-i dau lui ăsta, o să... lunific cu această colonie și o să vă arăt diferența între acolo ce de bandadă e și aici ce liniște. Iată, aici e frumos liniște, albina deja s-a organizat în cuib, deci uitați ce frumos stă aici albina, dar uite acolo ce de bandadă este. Bun, deci 100% nu are mat. Ce fac eu cu această albină, că acum până în aprilie mai sunt 2 luni, aș putea să profit de ea. Nu o să fac altceva decât o aduc peste albina asta la altul unde e matcă. Ele fiind așa agitate, au mâncat azi, au consumat miră, au făcut zbor. Deschidem acum urdinișul ăsta de aici. Suntem pe 19 februarie și asta fac eu acum. Trebuie să aduc toată albina asta de aici. În partea asta la altă. Mă mai uit eu odată așa, dar comportamentul albinei 100% îmi zice că nu are matcă. Iată, ele mănâncă, au un comportament din ăsta, așa, mai ciudat. Aduc peste el, dar las un pic distanțat așa ramele. E ceva albină, uite, o debandadă totală aici. Bun. Acum mă gândeam să le închid urdinișul. Să nu mai l-am văzut. Să se unifice prin urdinișul lui. E normal. Și să treacă din. N-are rost să le las lor urdinișul deschis. Iată așa. Aici au mâncare, au tot ce le trebuie. Acum le împrăștie așa ramele astea. Nu poate să-și formeze ghem aici. Și voi vedea ce se întâmplă într-o săptămână, așa cum o să
reacționeze. Ramele astea le ducem în altă parte. Nu s-au rostit deocamdată aici. Ceva a trebuit să fac cu ea, că nu puteam să o las. Așa de... să moară așa, singurătate. Bun. O să îndepărtez și Lala. Nu știu dacă vor fi lupte sau nu vor fi. Cred că totuși era mai indicat să le deschid urdinișul pe partea dreaptă, partea stângă cel mic. Aș poate să intre pe acolo, să nu intre peste asta la altă. Uitați, vedeți? Aici. Așa. Acum, dacă mut ala, ele vor trage în partea stângă. Totul va fi bine. Așa. Mutăm un pic la ala. Așa și vor veni în partea dreaptă. Așa, va fi bine. Deci cam asta. Am de făcut la asta. Și apoi încet, încet, când se încălzește, el o să se mai mute. Acum îl acopăr cu totul, să fie acoperit. Terminăm cu ea. Acu albina nu prea se atacă, teoretic. Practic nu știm ce se va întâmpla. Deci, cam asta e. Am dus-o și... Așa, e bine. Văd că plânge la urdiniș, deci se cere înăuntru. Stai să vă arăt ce înseamnă plânge la urdiniș, că mulți nu prea știți ce înseamnă. Plânge ca omul fără stăpân, așa când n-are stăpân și merge la cineva să-l primească. Că în lumea modernă, cam cum facem noi la patroni, așa, mergem să ne angajăm. Ia. Să vedem. Deci vine câte o albină care bate puternic din aripi. Aia... Aia se cere înăuntru, se împarte și aici, nu e. Da, uite aici, uite acolo la urdinii și abate puternic din aripi, se se ceară înăuntru și nu va fi atacată de celelalte. El oricum n-avea nici matcă, stați, pun într-o parte, deci ea oricum nu avea nici matcă această albină și... Mai vine și la un stup străin și atunci, în mod normal, trebuie să-și ceară voie ca să fie acceptat. Uite, intră, ușor, ușor intră pe urdinișa aia care bate din aripi acolo. Bun, sper că v-a plăcut și această filmare. Până data viitoare,
Numai bine.